Salutare tuturor, suntem în podcast Generația lui John. Astăzi învățăm cum să ne împărțim timpul în așa fel încât să fim buni și pe mediul online, dar să avem și o viață în realitate care practic să ne ajute să, nu știu, să mâncăm bine în fiecare zi, să avem acel venit de care avem nevoie ca să putem să supraviețuim sau chiar să trăim. Alături de noi în acest podcast e un tânăr care chiar cu asta se confruntă. Ce să facă? Să stea în mediul online sau să meargă la muncă și atât. Valentin Popescu, bine ai venit în acest podcast. Salut John, mersi de invitație. Și eu mulțumesc și mulțumesc mai ales astăzi de ziua internațională alui mulțumesc. La mulți ani mulțumesc. Și eu mulțumesc pentru fiecare dintre noi. Valentin, ca la fiecare început de podcast, cei de acasă musai să te cunoască mai bine. Cum te-ai prezentat tu? Salut, mă numesc Valentin Popescu, am 25 de ani și trăiesc. Ești un tânăr cu zâmbetul pe buze? În general, da. Cel puțin în ultimul timp am încercat foarte mult să fiu cu zâmbetul pe buze. Când nu e camera deschisă, când nu te aude nimeni, când ești doar tu, reușești să fii același? 99%. Și foarte tare, știi că... Sunt de părere că există un caracter pe care și-l creează toată lumea online, indiferent de orice, indiferent cât de real vrei tu să fii pe internet, tot nu ești acolo 100%, pentru că nu ai cum. Sunt niște chestii care nu se pot pune pe internet. Ești în continuă creștere pe internet, cât? Mai ales pe zona asta de YouTube, Instagram, TikTok. Am zis bine aici? Da, da. Așa. Vreau să-mi spui cum ai început. Am început foarte devreme, din 2010, ca să zic așa. Ok. Doar că câți ani aveai în 2010? În 2010 aveam 15 ani. Așa. Doar că atunci nu aveam aparatura necesară întrucât să mă ocup de chestia. Adică eu sunt conștient de platformele de online din 2010. YouTube-ul, Facebook-ul, le-am prins din prima. High Five-ul, nu știu dacă ai prins High Five-ul. Nu, eram prea tânăr, nu, eram serios. Ai prins și Mircu, asta zic. N-am prins Mircu, dar am auzit, e doar o legendă. Era foarte fain să ai OP pe România. Am auzit că era destul de mare, oricum să ai Mircu, adică să fii acolo era... Da, cei nu aveau internet, mergeau la internet cafe, internet cafe și stăteau acolo. Da, și am început cu Facebook-ul cumva și cu YouTube-ul, doar că pe YouTube nu postam nimic. Mă uitam mai mult la clipuri, vedeam, îmi plăcea, mi-aș fi dorit întotdeauna să fac, dar n-am apucat. Pe Facebook tot așa postam și până la un moment dat, în 2016, cred că era, sau ceva genul, când m-a rugat o fată să colaborez cu ea pentru un proiect pe internet, am colaborat la proiectul respectiv și m-am gândit, zic, bă, da, dacă fata asta poate să facă chestiile astea, eu de ce nu pot să le fac? Și atunci cumva m-am pompat mai mult să fac chestia asta spre YouTube vorbind. Instagram-ul deja l-aveam din 2012, postam, însă era mai mult de... Na, ce era Instagram-ul în 2012? Pune poze și atât. Era un ceva. Da, era total diferit, nu aveam story, nu aveam atât de multă interacțiune, dar dacă vedeam un cadru și făceam o poză, voiam să avem poza respectivă pe Instagram. Da, exact. Era destul de tare și atunci, că era primitiv, adică am văzut toate chestiile astea cum au evoluat. Le-am prins și de la început și le și observ acum la punctul în care sunt, dintr-un alt punct de vedere, ca să zic așa. Ești într-o buclă? Ești în zona ta de confort sau deja faci foarte multe acțiuni ca să poți să și atragi public? În general încerc să nu încerc prea mult, ca să zic așa. Adică tot ce mi se pare mie că mi se potrivește să fac pe internet, că dacă îmi vine să fac un story mai retardat, ca să zic așa, sau, nu știu, pur și simplu nu încerc să o gândesc atât de mult, pentru că după aia ia din esență, ia din autenticitate, ca să zic așa, adică țin foarte mult la chestia asta, mi se pare că sunt foarte mulți oameni pe online care nu sunt neapărat autentici și nu sunt exact, nici 99% ăla nu sunt pe cât ar trebui și ar putea să fie. Dar de ce trebuie să fii autentic pe internet? Pentru că acum, mai ales în 2021, se vede foarte repede și foarte ușor când nu ești autentic și încerci să faci chestii prea mult. Și da, nu blamez oamenii care fac chestia asta, doar că mi se pare că îi ia din nou din farmec. Nu mai e atât de cool când încerci prea mult să faci. Te rog să mă contrazici dacă n-am dreptate. Gândindu-mă la YouTube în România, da, există niște checkpoint-uri, hai să le numim așa,
vis-a-vis de oameni care au reușit în număr de abonați, în continuitate, în proiecte. Și avem așa, Tequila Mikey H, mai zim, Shelly, da, hai că mai sunt. Mai sunt tot așa, prietenii lui din Five Gang. Sunt câțiva oameni care au reușit pe online, da. Nu neapărat pentru că, nu știu, au ținut un subiect și atât, ci pentru că au fost acolo atunci când tu intrai pe internet. Exact. Și acum TikTok-ul cam așa este. Oamenii își instalează aplicația, da. Încep să piardă vreme? Sau vreau să mă ajut să-mi completez ideile astea. E fix. E consumul de conținut pe care îl aveam oricum pe celelalte platforme, doar că este într-un mod diferit și mult mai condensat. Uh-huh. Adică ai clipuri de... Mai poți să le faci de minim și o secundă, poți pune un clip de o secundă dacă vrei. Așa. Ai 15 secunde sau un minut. Aia, un minut e maxim pe TikTok și se mișcă lucrurile oricum mult mai repede. Adică ai... Mi s-a întâmplat și mie personal, pentru că mi se pare ca să fii creator de conținut, mai întâi trebuie să și consum conținutul respectiv, să știi unde te afli. Și poți, există posibilitatea să pierzi foarte mult timp pe TikTok sau mă rog, pe orice aplicație, dacă nu îți faci niște guidelines, gen mă uit un pic să văd care e treaba, ce se mai întâmplă, ce mai face X, ce mai face Y și după aia te apuci și tu de treabă. Pentru că în 2021 nu putem să mai reinventăm roata ca să zici că tot conținutul e original, trebuie să te mai inspiri într-o oarecare măsură și mi se pare cumva că asta e frumos. În momentul în care te inspiri de la cineva și pui adaosul tău, aia e de fapt creația, că pui spice-ul tău, pui chestia ta acolo, orice, fie o vorbă, fie alt unghi, fie schimb textul, fie nu știu, orice ceva, dacă e ceva al tău acolo, aia e creația pentru mine. Câți urmăritori ai pe TikTok? Undeva la 37.400 era ultima oară. Ce reprezintă acest număr pentru tine? Reprezintă niște oameni care au decis să se uite un pic la mine, să se intereseze cât de cât de viața mea și niște oameni pe care dacă iei unul la unul, e foarte important cumva să ții cont de faptul că dacă stai să te gândești 37.000 de oameni, sunt mulți, dacă faci 37.000 de oameni într-o cameră, sunt mulți. Dar în raport cu aplicațiile și cu perspectiva oamenilor de acum, mi se pare că au uitat oamenii de chestia asta, că sunt mulți totuși, mulți 37.000. Ei acum sunt nemulțumiți, zic, mamă, 37.000, ești varză. Dacă te uiți la cei care au un milion varză, sau 10 de milioane, da, adică e clar. Mi se pare că oamenii, ceea ce vreau să zic e că oamenii mi se pare că iau lucrurile de gata. Unii oameni. Mi se pare că e foarte simplu să iei lucrurile de gata în momentul în care n-ai o perspectivă anume și nu apreciezi lucrurile care ți se adică eram ok și să vin aici să vorbesc cu tine și dacă aveam 100 de oameni. Era corect, la fel sunt pentru mine. Foarte de acord îi cu tratez tine. La fel, asta încerc eu cumva să fac. Încerc să-i tratez ca pe o cunoștință de-a mea, ca pe un prieten de-al meu. Cred că e un pic mai multă presiune pe oamenii care sunt foarte urmăriți. Pentru că ei devin responsabili de conținut. Ai reușit până acum să simți treaba asta? Să vezi cum oamenii spun, hei, te rugăm să produci conținut și din zona, nu știu, de criptovalută. Da, am primit request-uri și mi s-a întâmplat de mai multe. Mi se pare că ești responsabil de conținutul pe care îl faci și dacă ai, din nou, 10 followeri, 5 followeri. Te urmăresc oamenii. Adică ești responsabil de ceea ce faci. Și mi se pare că trebuie să avem foarte mare grijă, adică ce nu înțeleg unii și ce mi se pare că nu e clar e că noi, indiferent că ai o comunitate de 5.000 de oameni, că ai o comunitate de 10.000 de oameni, mi se pare că îi influențezi făcând orice, indirect, fără să vrei, oricum ești tu. Te vede un copil mai mic de 10 ani, zice, mamă, uite ce cool e băiatul ăsta cum se tunde, vreau și eu să mă tund așa. Sau uite ce face băiatul ăsta, e cool. De-aia trebuie să ai foarte mare grijă la ceea ce faci. Încerc să o țin cât de mult la modul să fie totul ok și kids friendly, ca să zic așa, doar că nu pot mereu, uneori nu poți să te exprimi total
încercând să te cenzurezi foarte mult, dar încerc să găsesc o balanță cumva. Tu ești un personaj pe rețelele de socializare sau ești tu Valentin Popescu și atât? Cred că sunt eu Valentin Popescu și zic și de ce, pentru că de foarte ori, foarte multe ori mi s-a confirmat treaba asta în viața reală. Adică am avut persoane care m-au întâlnit și care mă urmăreau și întotdeauna am fost super... Mi se pare că oamenii nu mai sunt recunoscători pentru ceea ce au, știi? De fiecare dată când venea ceva și zicea, hei, uite, te cunosc de acolo și am zis, mulțumesc, mulțumesc, chiar mersi. Și ziceau, wow, nu vine să cred cât de treabă ești. Adică nu mai sunt oameni învățați cu chestiile astea și mi se pare ireal. Pentru că ratezi o interacțiune umană. Dacă tu iei pe omul ăla care de-a gata, a, ești unul din câți am? Un milion. Pff, nu înseamnă nimic. Da, știi treaba asta? Ai văzut-o undeva? Sunt cazuri generale cumva, nu pot să dau exact nume, că nu vreau să dau nimeni. Aici, adică și cum ai, dar s-ar putea ca oamenii ăștia cu milioane de urmăritori să învețe de la tine. Fiecare învață de la cineva ceva. Clar. Dacă are suficient de multă înțelepciune. Dacă nu, o să ne credem atot știutori și o să ne cam blocăm. Ai un obiectiv al tău? Adică e ceva ce tu vrei să transmiți pe platformele astea? Să spunem că nu mai ai 30-40 de mii de urmăritori. Ai un milion. Primul milion. Începe să fie ceva ce tu vrei să transmiți? Nu știu, religie, muzică, dezvoltare personală, muncă, tăticu, responsabilizare financiară, ecologie. În primul rând vreau să transmit faptul că viața e frumoasă așa și cu bune și cu rele. Adică asta încerc să le explic și să mai discut cu ei și când mai fac live-uri pe Instagram, să le explic. Păi nu e chiar așa, nu e chiar cum vedeți pe internet, lucrurile nu sunt chiar atât de frumoase. Și încerc cumva să-i fac să înțeleagă că e normal. E normal să te simți prost într-o zi, e normal să nu-ți meargă bine, e normal să se întâmple toate chestiile astea. Pentru că cumva e și mirajul ăsta care îți dă impresia că, băi, totul e bine. Pentru că, vezi, în general încercăm să ne postăm când totul e în regulă. Prea îți vine să te postezi când nu e bine. Și pe lângă asta încerc să, na, să le dau cumva o parte din viața mea, adică din sportul pe care îl fac, din skate, din activitățile pe care le am, mai fac story-uri și de la muncă, adică cumva asta. Ei, ai ajuns bine. Eu sunt. Ai ajuns bine, Valentin, nu, ai ajuns unde trebuie. Eu cum adică să... muncă? La ce te referi? Păi nu e suficient că ești pe internet? Nu e suficient și nu e neapărat că nu e suficient, dar mi se pare că momentan nu mă pot baza doar pe chestia asta. Și nevenind dintr-o familie înstărită, ca zic așa, și îi blamez, eu iubesc pe părinții mei, m-au crescut cum m-au crescut și sunt cum sunt datorită lor. Dar am învățat și din nevoie că dacă nu e palpabil și nu am unde să stau, n-am un acoperiș deasupra capului, n-am ceva de mâncare, n-am ce să fac. Trebuie să muncesc. Mă duc, car chestii, fac. Ce faci în acest moment? Cu ce te ocupi? În linii mari. Sunt prezentator online. Așa. Practic game show presenter în regim de casino. Aha. Deci pentru că n-au mai putut oamenii ăștia să intre efectiv într-un casino, exact, au angajat prezentator, exact, care să e dea start meciului. Exact, e un studio, tu ești live acolo în studio și oamenii sunt online. Merită? Adică pentru... Se merită. Da? E foarte aproape de personalitatea mea, adică e cel mai aproape job pe care l-am avut de cum sunt eu, pentru că până la urmă fac entertaining, ceea ce fac și în afara. Ai și niște, nu știu, responsabilități, adică să fii cu cărțile pe față, să zic așa? Trebuie să fii la costum, îmbrăcat așa, la 4 ace, la timp și să fii cu zâmbetul pe buze. Cam astea sunt lucrurile pe care trebuie tu să le faci. Și bine, desigur, să cunoști jocul pe care îl prezinți. Și să creezi un soi de miraj. Oarecum. Să fii și cel mai important, mi se pare că trebuie să fii imparțial. Dacă la un moment dat... Din conținutul pe care tu îl produci în mediul online, da, reușești să te hrănești, reușești să faci un ban cinstit, renunți la job? Doar dacă știu că sunt 100% acolo. Adică când știu clar că nu mai există cale de întoarcere. Vrei ceva sigur? 100%. Nu pot să mă duc acum când
Da, ok, am o comunitate de oameni și apreciez și iubesc. Dacă se uită cineva, vă salut și vă pup și vă iubesc. Dacă nu se uită acum, se uită mai târziu. Se uită mai târziu, cu siguranță, o să pun eu pe story mai încolo. Dar nu pot momentan să mă bazez pe chestia asta, pentru că nu e un venit sigur. De unde vine această gândirea ta de a avea un venit stabil? Nu știu, la 25 de ani poate încă lumea funcționează și altfel. Hai mă că vedem ce se întâmplă mâine. Astăzi am avut de mâncat, mâine căutăm din nou. Vine din pricina faptului că eu n-am nevoie, nu sunt genul de om care își dorește mașini luxoase sau case mari. Sau... Nu, doar îmi doresc să trăiesc decent. Atâta. Asta e tot ce vreau să fac. Poți să-mi spui ce înseamnă decent? Să am unde să stau, să am ce să mănânc, să am o mașină să o conduc și cam aia e. Bine, deja aici poți să zici că te duci în lux. Da, mă rog, te duci într-un în trai mediu, așa. Exact, mediu, casă, acolo. Mașină, decent, mâncare. Exact, să fiu decent, să pot să trăiesc ok, să n-am neapărat griji. Și cred că cumva din chestia asta vine dorința mea, să știu că sunt bine acolo pus, că nu am stres, că nu am griji. Iată, tu ești dovada faptului că tinerii nu sunt chiar atât de împrăștiați, ci se gândesc foarte bine la cum arată atât prezentul cât și viitorul. Ai zâmbit așa un pic? Da, știi de ce? Pentru că nu sunt neapărat, adică sunt și eu destul de haos. Nu pot să zic că le-am pe toate făcute la cap la carte. Spre exemplu, astăzi așa. Am venit din tura de noapte. Da. Mi-am pus alarma să mă trezesc la, nu mai știu, la 10, pentru că la 11 aveam trenul. Trenul care să te ducă care către să podcast. Mă aici, da. Și mă trezesc la 10.52, văd că zicea, zic, mamă, nu, m-a luat panica direct. Zic, ce fac? Mă, la ce zic, ok, care e primul lucru pe care pot să fac? Am un grup pe lângă skate, așa. Mai fac wakeboarding sezonal, adică vara, placă pe apă, și mai merg pe bicicletă, pe semicursieră. Și am un grup de prieteni, de asta facem, mergem cu semicursierele. Și am dat mesaj acolo pe grup, nu știu cum, rapid, bam, băi, cine poate să mă ducă și pe mine repede până la Ploiești? Și mi-a dat prietenul meu, Renix, pe care îl salut, care mamă, e afară. Mamă, îi mulțumim, îl salutăm și pe care asta, așa. M-a dus până aici, mi-a răspuns super repede, mi-a zis, da mă, hai că te rezolv eu. Bam, la 11 jumate eram deja pe Laurel Vlaicu, eram în mașină, zic, mamă, hai să ajung la timp. Și de asta zic, adică nu sunt mereu chiar, adică nu sunt mereu on point, ca zic, nu sunt mereu pe linie de plutire, asta cer cumva să și explică. Viața nu e perfectă. Dar uite că tu ai găsit într-un moment de genul acesta în care practic n-ai auzit ceasul sau m-am mișcat destul de repede. Ai găsit o soluție. M-am mișcat repede, da. Ce te face pe tine totuși să nu renunți la o planificare? Adică cum ajungi să spui hai să găsesc ceva, cumva trebuie să fac și asta? Pentru că știu că se poate. Dacă nu încerci, clar nu se poate. Dacă încerci, se poate. Dar e mai simplu să stai în pat în continuu? Mult mai simplu. Și care e chestia aia care pe tine te ajută? Ce te împinge de la spate? Pentru că și de când, uite, de un an de zile deja, cred că se împlinește un an, de când mi-am propus să fiu consecvent pe online. Și mi-am dat seama că asta e de fapt, nu credeam, deci mă jur că nu credeam pe cuvânt că asta e cheia. Cumva, ca să zic așa, nu e ca și cum ok, da, am ajuns într-un punct în care sunt destul de mulțumit de mine și de rezultatele pe care le am. Și mi se pare că deja sunt într-un punct super bun. Dar știu că se poate și mai mult. Și știu că pot să fac și mai mult. Pentru că mi-am dat seama că fix despre asta e vorba. Atâta timp cât tu îți vezi de treabă și chiar muncești, bă, muncești la lucru pe care ți-l dorești, cu adevărat, o să se întâmple. Într-un fel sau altul o să se întâmple. Da, e vorba de foarte multe muncă și contează și foarte mult oamenii cu care interacționezi. Persoanele pe care le ai în jur. Dacă tu ai niște oameni în jurul tău care pierd vremea și știu că ok, probabil s-a mai auzit chestia asta peste tot. Că da, ok, să n-ai un anturaj care să pierzi vremea. Dar fix despre asta e vorba. Dacă ai niște oameni care pierd vremea pe lângă tine și tu o să pierzi vremea automat. Dar nu-ți place să pierzi vremea sau ce vrei să-mi spui? Oh, îmi place prea mult să pierd vremea. Că weekendul pentru asta. Place... Ce facem în weekend? Băi, nu știu orice, dar vreau să pierd vremea. Îmi place mult prea mult să pierd vremea. Asta e problema. Și tocmai de aia cred că m-am focusat să nu mai pierd vremea atât de mult. Adică mă bucur acum când pot să stau jumătate de zi în pat și să îmi fac nimic. Dar parcă nu pot. Spune-mi care e marele tău vis. Pentru ce te pregătești? Marele meu vis, mă. Ai unul?
Valentin, zic că ai unul. Am un vis, dar nu știu exact cum să-l... Păi n-are cum să se îndeplinească dacă nu ai unul. Mă pregătesc, uite, pentru momente de genul, cum suntem acum. Așa. Să pot să discut, să pot să mă prezint pe mine ca persoană, să pot să dau mai departe din lucrurile pe care le-am experimentat eu. Uh-huh. Aș vrea să rămân, visul meu cumva, ca zic așa, ar fi, da, să rămân în, pe partea asta de social, pe online, pe media, pe ceva, ca să pot să dau mai departe. Uh-huh. Poți să-l... Să-i dea o titulatură visului tău? Nu știu, voi vreau să fiu... Știu cum. Cel mai popular... Nu știu, cel mai popular influencer din România. Sau să fiu mai bun decât X. Nu, asta nu e bună, e nesănătoasă. Să spui ceva așa care să... Ții care e visul meu. Zil. Visul meu este să nu mă duc fără să las ceva în spate. Asta e de fapt cu adevărat. Deci vrei să lași urme de bine. Exact. Da, pe unde vreau mergi. Să știu că am lăsat ceva, că cineva a văzut la mine ceva și le-a rămas un gând sau o chestie. Vreau să știu că n-am trăit degeaba, basically. Mm-hmm. Valentin, până la 25 de ani, care a fost cel mai mare obstacol al tău? Hai ca să și vorbim de lucrurile aia pe care nu le vorbim și nu pornim camera când nu ne simțim bine. Cred că să mă mut de acasă, de la ei mei. Mm-hmm. Asta a fost cel mai mare obstacol. Cred că asta... Ți era greu sau voiai neapărat să pleci? Aveam o stare de spirit foarte aiurea cumva, pentru că nu mă mai simțeam că sunt de acolo. Nu mai simțeam că pot să... Na, nu mă simțeam independent. Ca băiat, nu știu, așa mi se pare, că dacă nu ai independența ta, dacă nu ai niște chestii, nu e ok deloc. Nu e bine. Nu te simți bine deloc. Și cât a durat până când ai... Păi, ai rupt conexiunea. La începutul anului, asta zic, de la începutul anului, anul trecut, asta e pentru mine, 2020, că a venit cu coronavirus, că s-a întâmplat toate chestiile astea, pe partea cealaltă parcă s-au întâmplat și pe multe chestii, pivotare, adică m-am mutat, am început să mă țin de treabă mult mai mult, am jobul ăsta care e ok și sunt mai focusat ca niciodată. Ce n-ai luat din 2020 în 2021 cu tine? Coronavirus. Asta e tot. Stai că am văzut pe YouTube o chestie interesantă. Respectiv. Am avut. Tu ai avut. Am avut. Acum câtă vreme? În august. Deci nu vă faceți griji, nu vă infectez. Cum a fost? Păi hai să-ți povestesc. Pe scurt. Probabil de la muncă am luat, pentru că la muncă suntem destul de multicei. Da, trebuie să ai, că avem reglementări, stăm cu mască în pauză, se face check de fiecare dată la temperatură, notezi foaia. De unde ești, pe unde ai umblat, toate foarte chestiile. Bine, foarte bine. Am luat de la muncă, am luat prin august, habar n-aveam. Deci dacă nu ne făcea testarea la muncă, eu nu știam că am coronavirus. Pentru că în funcție de persoane se manifestă cumva diferit. În funcție de sistemul tău imunitar se manifestă super diferit. La mine am avut norocul să am o formă foarte ușoară. Am avut bolanul să... Am doar niște migrene câteva zile, să mă doară oasele un pic, să mă doară spatele, dar după vreo 3 zile mi-a trecut. Și miros, gust? N-aveam. N-aveai. S-a dus. S-a dus. Erau semnalele clare, să eram nesimțit. Bine, să știi că din ce am înțeles eu, se mai poate face, adică poți să știu, te expui din însă, nou. Însă tot așa depinde de la persoană la persoană. Poți să mai faci sau poți să dezvolți anticorp și poți să nu mai faci deloc. O chestie foarte amuzantă pe care am învățat-o eu cu toată experiența asta e că izoleta aia cu care îi luau pe oameni la început, așa. Am aflat că e doar pentru TV. E doar pentru televizor. Adică era doar de impresie, spui. Da, sper să nu mă caute nimeni după să-mi facă ceva, dar mie așa mi s-a comunicat. Bine, e o sursă, nu e sigură, e o informație. E o sursă 100%, nu e... Că în momentul în care faci chestia asta, în momentul în care ai virusul, ca să-l numim așa, marea teroare, trebuie să suni la DSP, să notifici că ai, să notifici persoanele cu care ai umblat, să stai în izolare 2 săptămâni și de acolo vin ei... Dacă nu uită de tine. Exact. E foarte, foarte probabil să uite. Mă scuzați, no shame. Nu am eu prieteni care au sunat la DSP, știți, veniți. Da, exact. Și am avut bulanul să vină după vreo o săptămână jumate. V-a trecut în de timp? Sunteți bine? Sunteți mai bine? Ideea e că nici n-am fost un caz grav și înțeleg, nu eram eu prioritar. Da, așteptai să te ia cu izoleta? Da, asta zic. Am zis că vin. Vrei să faci un vlog de acolo. Exact.
Au venit, au zis că vin să mă ia cu ambulanța ca să mă duc la spital să-mi facă analize. Și am întrebat, veniți cu acea faimoasă izoletă și face, nu, ca să fie vorba între noi, aia e doar pentru televizor. Am înțeles. Wow. Hai că ne înveți niște lucruri interesante în podcastul ăsta. Bine, ne trezești un pic la realitate. Cum a fost să stai 2 săptămâni izolat? Plictisitor. Cumva. Adică... Mi se pare că în perioada aia puteai să produci foarte mult conținut. Puteam, dar n-am produs. De ce? Pentru că nu intrasem total în focusul pe care l-am acum, ca zic așa. Mm-hmm. Adică acum când sunt liber, eu asta fac. Dacă sunt liber și stau acasă, filmez până numai cât pot. De mult trebuie să am, cel puțin unul trebuie să fie filmat. Deci ăsta e mindset-ul tău, cum ai stat un pic locului, cum ai pornit camera, da, și ai început să te filmezi. Trebuie, de asta zic, apreciez foarte mult acum când stau o oră sau două în pat și nu fac nimic sau mă uit la seriale. Nu prea m-am uitat la nimic. Simți că muncești pentru YouTube? Nu, pe asta e că YouTube. Adică nu prea simți mai... că ești angajatul YouTube-ului? Hai să te întreb așa. Pe asta e că pe YouTube ultima chestie pe care am postat-o e asta cu coronavirus și aș mai avea încă unul de postat, dar trebuie să stau să-l editez. Și acolo e... Cu YouTube-ul de-aia mi se pare greu, mai ales când ești în situația în care suntem, în care ai un job normal. Ai nevoie de foarte multă logistică. Adică trebuie să fii pe ele. Mm-hmm. Când filmezi, unde pui materialele? Editezi, când... necesită mult mai mult. TikTok-ul e mult mai la îndemână, ca zic așa, și e și mult mai fun într-un fel. Nu știu, așa, e mult mai scurt, e mult mai snappy, e mult mai... Mm-hmm. Se întâmplă tot așa, bam, n-ai... Cum arată următoarea rețea de socializare? TikTok, asta e următoarea. Păi nu, după TikTok. Nu știu să zic. Asta mi se pare că e the next one. The next big one. Mi se pare că oamenii încă nu au explorat cum trebuie aplicat, mai ales la noi. Încă e mică, încă e cum era Instagram în 2013, să zic, 2014. Așa mică îl vezi pe TikTok? Nu știu, mi se pare că e măricel totuși. E huge pentru că sunt mulți și numai doar pentru copii. Nu e atât de huge pe cât brandurile încă n-au intrat complet pe TikTok. Oamenii încă n-au descoperit complet platforma. Oamenii încă blamează platforma, încă sunt, mamă ce varză ești că faci TikTok. Și asta există feedback de genul ăsta de la oameni? Da, există foarte mult feedback. Și cum le răspunzi? Că e fix problema voastră. Foarte bine. Adică nu mă afectează părerile de genul, pentru că, da, ok, o părere, e părerea ta, o respect, mersi, eu fac treaba în continuare. Câștigi din TikTok? Sunt 3 modalități prin care pot să câștig. Am reușit să câștig din TikTok. Așa. Pot ban, să câștig, da, ban, nu, da, ban, ban, nu experiență. Experiență o câștigi eu. Asta mă gândeam. Pot să câștigi fie prin vizualizări, doar că momentan încă nu s-a implementat chestia asta la noi. Poți prin sistemul de live-uri să câștigi bani, oamenii trimitându-ți niște chestii numite cadouri. Sau mai e a treia variantă, care o să fie cumva cea mai fiabilă până când intră plata pe view-uri, este plata prin campanii plătite. Adică branduri care te roagă să, ok, faci tu un clip să se vadă. Am înțeles, deci vine practic o agenție, te contactează pentru un brand și îți revine și ție o sumă. Exact, adică asta sunt 3 modalități. Poți să-mi spui câți bani ai câștigat până acum din TikTok? Nu poți să divulgi. N-ai voie sau e o sumă prea mică? Nu e că e o sumă prea mică, dar nu e. E o sumă din care nu să cred. Ții, e o sumă din care să ții un telefon de ultimă generație? Nu, dar de deci următoarea. Nu. Adică de aia precedentă poate. Deci merge, am înțeles. E ok. Să ne facem o idee așa pentru tinerii care mâine poimine se apucă de treabă serios, adică devin din ce în ce mai conservenți. Pentru cei care vor să se apuce și pentru oamenii care se uită, mereu le zic chestia asta, mereu le zic lucrul ăsta. Dacă nu e fiabil, dacă simțiți că nu puteți să vă susțineți din chestia, dacă ai voștri, nu poate să vă susțină din lucrul ăsta, dar voi chiar vreți să-l faceți, duceți-vă, angajați-vă și faceți și chestia asta on the side. Adică trebuie să-ți arunci și mai mult. Doar așa, exact. Pentru că doar așa o să poți să reușești. Mai avem 2 minute din acest podcast. Și mi se pare că a trecut super repede. Da. Sper că am lovit toate punctele. Niciodată nu avem timp pentru toate. Corect. Din prima, dar corect. Vreau așa să-mi spui, dacă ai un mentor, dacă ai pe cineva care îți este reper. L-am auzit eu pe Matthew McConaughey că a zis chestia asta și mi s-a părut foarte,
foarte bună și foarte reală, ca zic așa, ceea ce a spus. A spus, mentorul meu și persoana care mă inspiră pe mine sunt eu în 10 ani. Și în 10 ani o să fiu persoana care o să mă inspiră, o să fie persoana de 10 ani mai încolo. Dar nu există un om, adică nu știu, mă gândesc că ai putea am oameni la care mă uit. Am oameni la care mă uit, dar mi se pare mult mai potrivită poți chestia părinții asta. Părinții tăi, poate să fie un prieten asta foarte automat. Bun. Lor le sunt datornic pe viață, ca zic, așa că altfel nu umblam pe două picioare, pe două mâini. Foarte frumos. Zi-mi o carte, zi-mi un titlu, zi-mi ceva o care... carte. Citești? Îți place să citești? Băi, îmi place să citesc. Nu am timpul necesar. Mă enervează că când prinzi o carte, nu am habitul ăsta. Când prinzi o carte. O carte pe care am vrut să o citesc și nu am apucat să o citesc, am primit-o de la o persoană care mi-e tot așa, mi-e o persoană care mă inspiră. Se numește A Brief History of Humankind. Adică te ia din spate de la preistorie până în momentul actual. N-am apucat să o citesc. Păi și când o răscăști? Nu știu, aș vrea, mi se pare că e la e-mail. Faci tu o promisiune în podcastul ăsta. Că dacă... Promit că până în 3 ani poate termin și o carte aia. Pe final vreau să lași un mesaj. Da. Să le spui celor de acasă un mesaj care să-i motiveze, da, să facă ceva, orice, să... Facă neapărat ce faci tu, da, pentru că nu toată lumea s-a născut pentru TikTok, YouTube, clar, Instagram. Fiecare e pentru el. Care e mesajul? Poți să chiar la ei acolo. Asta vreau să te întreb, mă uit în cameră. Salut! Acolo sunt ei, da. Salut! Tot sfatul pe care pot să vi-l dau este să aveți grijă de voi. Aveți grijă cu cine umblați. Și pentru a reuși... Pentru voi, sufletește, munciți la lucruri pe care vi-l doriți. Și o să fie tot ok. Știu că sună clișeic, știu că s-a mai auzit de 100 de ori. Se aude, dar e foarte bine. Valentin, mulțumim tare mult pentru prezența în podcast. Mersi și eu. Îți mulțumesc că ai ajuns aici. Îmi pare rău că timpul este atât de scurt. Gata, am înțeles. Anturajul. Uitați-vă la prietenii din jurul vostru și la dușman, că și ei fac parte cumva din anturaj, ca să eliminați ce nu e bun și să păstrați doar ce e bun pentru voi. Și în viața din online, dar și în viața reală. John, să ne auzim lunea viitoare de la 13. Până atunci, numai bine. La revedere. Până data viitoare, like, share, subscribe și comment.